Băi, Marcel, băi, stai, e prea tare. Te plamădești așa turbura, băi, Marcel. Vine sfârșitul lumii, gata, s-a terminat. Nici NATO nu ne mai scapă, gata, s-a dus tot. Așa, dă zi, mă, de unde vii, de ești așa, mă, tu? De la bufet, Neamarine, e prăpăd mare, Neamarine. De la bufet, zici că vie? Da, de la bufet. Ce s-a făcut, s-a terminat coniacul, ce s-a făcut? Lasă gluma, că nu e vorba de asta. Treaba e că o să fim mâncați de vii. A venit unul de la București, trimis de UE. Așa? Doamne, ce om deștept. Tu nu mă așa de deștept cum le știe ăla. Auzi, a făcut 5 la tot bufetul. O, Neamarine, prăpăd mare. Bă, acum ce ziceți voi după capul vostru că e genial ăsta de la UE dacă a făcut 5 la tot bufetul? Stai, bre, nu mă lua așa. Mata nu auzi, ăsta e specialist în animale. Așa. Mai tare decât Darwin ăla pe care îl cunoșteam noi de zoologie acolo în general. Și zice așa că din cauza la climă, animalele de pe curțile oamenilor începe să atace oameni. Înțelegi? Și că unul de la pucinoagele, ăla așa s-a dus să dea mâncare la câini. Când să-i dea plăcinta cu mâna dreaptă, jblang, i-a mâncat-o până la umăr. Când să dea cu mâna elaltă cu stânga, câinele i-a ronțăit-o până aici la cot. O fi fost turbat, mă. Nu era turbat, dar stăpânul ăla din pucinoagele la câine bătea câinele să fie mai rău. A. Și atunci câinele, din cauza la clima așa, din cauza la magneții cu porcii, cu nu știu ce, aha, atunci de stres, de stres i-a mâncat mâinile cu care îl bătea. Și zic că a rămas cu oasele așa, bă, uite, și eu l-am bătut pe azoric al meu zilele trecute când mi-a rost un bocanc. Dar nu s-a dat la mine. O fi și el stresat, nu o fi stresat, cum? Nu, oprea, Deci, Neamarine, Marcele, bă, vin de la bufet. E unul de la UE, e venit de la București, țin-o cu o fericită. Știu. Așa. Știți ce zice ăsta? Ce? Și care informații că ne atacă animale? Da, dar nu ți-am spus eu, ne atacă de peste tot, din aer, din pământ. Băi, Marcele, băi, Pantele, bă, vă văz oamenii toată firea, bă. Bă, ce dragu, băi, dobitoacele alea o avea el creere mai mult decât voi, bă. Dar tot dobitoace este, băi. Neamarine, lasă, bre, fabulele. Știi ce a pățit unul de la Cocârlești? Fii atent. O râmă, o râmă, bre. I-a intrat pe venă, paci. Aha. S-a dus pe venă în sus. Aha. Până a ajuns la creier. Ah. Știi ce a făcut când a ajuns acolo? Ah. I-a mâncat cerebelul. Ți-am zis eu că vin toate. Vin de noi, prăpăd. Asta o fi fost vreo râmă narcomană, mă. Ia te ții de fabule, Neamarine. Ce crezi că fusese ăsta toată viațulica lui? Ce fusese, mă? Pescar, bre. Așa. Pescar, păi îți dai seama câte râme, câte mii, câte zeci de mii de râme a sacrificat el acolo ca să le pună în omeală. Și rudele la astea, la râmele omorâte de așa? El, l-a ținut minte. Și când a putut, l-a atacat. Ia, uite, ți-am spus eu! Ce mai urmează să ne atace? Cine vine acum? Cine unde e? Oameni buni, unde-ți? Unde nu mai stați? Nu mai stați! Mai, haide să ne ascundem! Da, ne atacă animalele! Unde? Nu o să mai rămâne nici un oștor din noi! Băi, fugiți! Băi, titele! Băi, titele! Băi, Pandele! Băi, Marcele, bă! Bă, ce dracu, mă, v-a zărghit cu toții, mă? Ce vă pune, bă, fane, bă, lozul ăla în rachiola de drojdie de la bufet, de vă turbează așa, mă? Bă, Neamarine, n-am băut decât 3 litre! Așa? Uite, sunt trași și mâncat, mâncați așa. Băi, pe cuvântul meu, uite, îți spun, a venit unul la integrare și că în 2-3 zile, din schimbarea polilor la magneți, animalele o să o ia raznă. Așa. Da, nu ți-a zis. O să-și amintească toate benele pe care le-a făcut și o să răzbune. Da. Aolo. Am și uitat. M-am pus boul când eram să-l înjug. Aoleu. În mână, mă? Aoleu, vezi că se adeverește? Doamne, iartă și păzește! Uite, s-a întâmplat cu boul! Băi, mai bău ești tu, mă, bău asta cu bău să-i spui lui Animal Planet, mă, băiatule, mă. Mai recunoaște, mă, că ai făcut scurtă la mână de la câteva are ridicat mai bine. Auzi, titele, bă, tu ai bătut bău când l-ai înjugat, l-ai bătut? Păi, dacă îl pui la juc, nu e normal să-l bați? Titele, e prăpăd, să nu te mai duci acasă. De ce? Păi asta cu mâna e nimic pe lângă. Bă, dacă te prinde singur în grajd, așa? E jale, mai fii atent ce-ți face. Îți dai seama? Băi, mă ia cu furnicături. Opa! Ce e? Uite, o furnică. Aoleu, stai așa, nu te mișca. Aoleu, au început atacul! Suiți-l pe undeva, pe sus!
Auzi, băi, cine? Auziți, mi-a spus omul ăla de la UE că la unul de la pocinoagele care dormea cu furnicile în casă, așa? Într-o noapte, furnicile s-au urcat pe crac, i-a mâncat pielea, i-a mâncat carnea, i-a mâncat măduva de pe oase, l-au rămas oasele așa de puteai să cânt la fluiere. Băi, Marcele, băi, dar auzi, furnicile alea nu s-a îmbătat de la țuica de măduvă. Mami, nu mai știu. Mare, nu glumi cu vorbele astea, că am văzut la matale în grădină niște bușuroaie de furnici cât casa. Așa că la noapte pregătește-te de atac. Auzi, Tere, tu când erai mic așa sau omorai furnici? Băi, când eram mic, eu le rupeam în două, că să văd ce direcție se duce capul, ce direcție se duce fundul. Și unde se ducea? În nicio direcție. Măi, eu le rupeam, ele se uneau. Eu le rupeam, ele se uneau. Auzi, îți făceam țâc. Da, bă, deci vezi, sunt inteligente, ne atacă. Vino cu acea. Camarine! Băi, Titele, Marcele, Pandele, dați-vă, băi, jos după prispă. Băi, băieți, rupeți prispa. O să cădeți de acolo și pormă să ziceți că va ataca prispa, mă. Oameni, busăriți! Nu bătă lomacilor, mă, că vine apoclipsa, mă! Aoleo, mamițica mea, care m-ai făcut? Tu m-ai făcut și orătanile mă mănânc, ajutați-mă vecineilor! Ce mă fac eu? Auzi, stați-o, Floră, dar din ce parte ne atacă? În ce parte ne atacă? Da, prost ești, bre, nu! Ăsta de la UE mi-a spus că cică la cucuieți s-au unit toate gâștele pe baltă și vrea să se răzbune că cică le-a vândut oamenii, ouăle, și nu mai are ce cloci. Aia e! Și problema e că eu am acasă 50 de gâște mari și ce mă fac eu, că am văzut la televizor filmul ăla lui Chicicoc ăla, înțelegi, care l-a atacat ciorile. Mă scuz, vecine, că nu va niciun apropo. Care l-a atacat ciorile. Bine că ciorile alea erau mici, dar gâștele mele sunt mari, ce mă fac, ce mă mizic. Floriu, auzi, dar la gâștele astea le-ai făcut ceva? În afara faptului că ai mâncat vreo 5-600 dintre ele? Da. Hai vrea acum chiar în țarte de glume, vezi cum ești, păcatele mele. Nu vrei, doar le-am tăiat aripile ca să nu mai zboare. Auzi, țăță Floriu, păi n-ai făcut nicio brânză, bre. De ce? Păi astea te atacă și pe jos. Păi are năravul ăsta de la străbunicele lor. Alea de păzea Capitoliul, să dormă senatorii romani în el. Păi când venea vizigoții să-i atace, astea găgăia și-i trezea, înțelegi? Așa făcea? Da. Păi dacă stau și mă gândesc bine, e normal să fie așa, domne. S-au săturat și ele să le tot mâncăm. Păi de-aia ne halesc. Păi și acum noi ce să facem? Să ne lăsăm noi halesc? Oameni buni, hai înapoi la bufet să ne învețe ăla de la UE cum să procedăm. Bă, cât de dreptate ai! Hai la bufet, bă, haide! Hai, să ne învețe! Hai, ia-o matale pe înainte așa. Băi, când ajungeți la bufet și vă baricadați, să luați țoiurile alea mari, că s-a făcut țuica din belșuga n-osta. Boilor! Salut, băi, băi! Da, dar ce făcureți? Biruireți orătănile? Gata, Catarine! Gata, s-a rezolvat! Le-am dat lui ăla de la UE să le ducă la Bruxelles să se spele pe cap cu ele, gata! Gata! Auzi, Catarine, dar ce-i cu pozele astea pe gardul lui Matare? Ce faci, vreți? Ai pus poza pe gard? Nu te mai găsești? Ca să te cauți! Tata Floriu! Titele! Bre, ăsta doar caută poliția! Nu se aune cu ăla de la Bruxelles? Ăla la care i-am dat eu găinile? Măi, culiță, mama mea, el e fraș și eu boul! N-am și-o gâștele mele! Ia uite-mă, fraților, el e! Chiar el e, și ce scrie aici? E geambaș de animale! Țață Floară, băi, oameni buni, vreți să vă găsiți animalele, mă? Da! Mergeți, mă, piață la obor și le găsiți pe tarabă, tăiate! Ca să nu vă mai atace, mă! Hai, mă! Hai după ele! Hai după ele! Hai după ele! Dă mobila mea, cine mi-a mâncat-o, mă? Sări!